fiecare ediție Let's Go Digital durează 10 zile. În urma unei selecții sunt aleși 18 tineri cu vârste între 14 și 18 ani. Sunt aduși în același loc și învățați să facă un film. Au 5 trainer care îi ajută, cursuri teoretice și practice. Păi, nu știu, Let's Go Digital este practic o ocazie să ne afirmăm cu toții. Părerea mea și de la vârstă fragedă, mai ales că în România cel puțin există doar facultăți de profil și nu alte cursuri sau ceva de genul. Nu știu, zic că e ocazie să învățăm ceva ca lumea asta. Filmul nostru, nu știu, eu zic că filmul o să aibă impact în general, pentru că... Sperăm să aibă impact. Da, sperăm să aibă impact, pentru că, în orice caz, este un fel vag până la un moment dat și chiar la sfârșit îți dai seama de cu adevărat ceea ce se întâmplă. Mă rog, după alte 5-6 idei cam așa de scenariu, a venit și asta și am pus-o în practică, ne-am gândit că este bine. Fiindcă mi-a spus profesora de română. Atât? Pe plan? Nu, de-aia mi-a dat ideea cu asta și m-am înscris. Nu mă așteptam să mă aleagă, dar... E vorba despre doi ghinioniști. Un băiat ghinionist și o fată ghinionistă. E mișto că nu le înveți ca la școală, nu ți se bade în cap, nu da, trebuie să le schimbi. Da, manualul și începi să notezi, da, în pui mâna și chiar faci și așa înveți. Filmați așa în jur. Poate fi mai sincer, mai curat. Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat.